Consilierii județeni maramureșeni au aprobat astăzi bugetul propriu al județului pe anul 2016, care se stabilește la venituri în sumă de aproape 37 de milioane de lei și la cheltuieli în sumă de peste 39 de milioane. Bugetul a fost aprobat cu un deficit de peste 28 de milioane de lei, acesta fiind acoperit din excedentul anilor anteriori. Proiectul a fost adoptat de aleșii județeni cu un amendament. La Capitolul Cultură, Recreere, Liger se introduce un nou rând cu următoarea denumire Consiliul Județean pentru varianta pentru tineret, cu suma de 150.000 de lei, prin diminuarea valorii de la cultură cu aceeași sumă. Pe total, cultură rămânând suma din anexă, iar al doilea punct din acest amendament este diminuarea rezervei bugetare de la suma de 1,5 milioane de lei la suma de 1,2 milioane de lei și creșterea la capitolul sport pentru masă cu cei 200.000 de lei. Fondul pentru tineret a fost aprobat în al 12-lea ceas, asta după ce organizațiile de tineret au urecheat autoritățile județene prin diverse adrese în care le reaminteau acestora că fondul pentru tineret este perfect legal și trebuie instituit. De fiecare dată am sprijinit activitatea de tineret, chiar dacă n-a fost cuprins capitolul bugetar, de fiecare dată când a fost solicitat, au fost depuse inclusiv proiecte culturale de către asociațiile de tineret, au fost sprijinite direct din rezervă atunci când s-au încadrat. Și de fiecare dată nu a fost pentru activitatea de tineret. Asistența socială va beneficia în acest an de cei mai mulți bani de la buget, suma totală aprobată fiind de peste 94 de milioane de lei. La capitolul transporturi figurează suma de aproape 77 de milioane, bani ce vor fi alocați pentru întreținerea drumurilor județene, cheltuieli de capital, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, post-aderare, dar și pentru transferuri curente și de capital pentru regia autonomă Aeroportul Baia Mare.